Bun găsit, doamnelor și domnilor, dacă Sorin Oprescu nu vine la ora de vârf, vine ora de vârf la primarul general al Capitalei. Am aflat deja, edilul este în sediu, haideți în biroul lui. Bună ziua, domnule primar. Săruna, doamnă. De ce nu sunteți la biroul dumneavoastră? Doamnă, n-am stat acolo de 5 ani și jumătate, așa. Aici lucrați? Da, ăla a fost scaunul lui domnul Videanu, l-am lăsat așa să rămână a posteriori. Nu mă așez pe el că să ia. Și atunci mai bine, mi-e mai la îndemână aici. Ce lucrați acolo? La ce munciți? Asta e partea birocratică a zilei. Ziua are două părți. Dimineața birocratică sunt semnăturile de aprobare și... La început oamenii au crezut că nu citesc materialele, dar am învățat să citesc și oblic. Nu semnați de ca primarul? De la spital, nu semnați ca primarul. Asta a fost suprema chestiune pe care mi-am dorit-o, să nu cad în capcana asta. Seara urmează rândul 2 de acte și între ele în București. Mi-ați prezentat într-o conferință de presă această hartă, am văzut-o, așa arată capitala. Da. În acest moment și acestea sunt punctele astea unde se lucrează? Sunt punctele unde se lucrează, punctele fierbinți, ca să-i spun așa, sunt școlile. Asta reprezintă numai școlile și creșele. Din cele 13 creșe mai avem una singură de făcut și în momentul ăsta ne-am terminat programul cu creșele. Continuăm de-abia la anul după luna lui august. Restul sunt școlile care le avem de terminat. 2009 am reluat programul de împrumut al BEI-ului, care era nefolosit de 5 ani, de 6 ani de zile, începuse, dar stăteau toate școlile astea. În momentul ăsta 75 de școli din 102 sunt funcționale, sunt reparate, sunt consolidate și înzestrate din punct de vedere al logisticii. Iar mai avem 25 de școli, dintre care 15 le dăm drumul reparate, consolidate, cum spuneam, pe 15 septembrie și după aceea, la sfârșitul anului, terminăm cu absolut toate școlile și închidem programul. Ne mai rămân 3 luni, 4 luni de zile de lucru la anexe, la sălile de sport și la bazine. Asta înseamnă, domn primar, că pe harta asta ar trebui să mai puneți foarte multe bilețele roz, albastre, galbene. Nu, asta este numai, asta este numai cu școlile. Asta e numai, asta e numai cu școlile. Mai există hărți cu infrastructura, cu străzile care sunt în reparație, cu apa și canalul, în așa fel încât să vedem care este evoluția lucrărilor. Că să mă ierte constructorii, dar dacă nu stai călare pe ei la figurat, să termină undeva la 2030-2050. Cât de des ieșiți pe teren să verificați stadiul lucrărilor? Cam 20-25 de vizite pe lună. Nu sunt vizite anunțate. Aproape în fiecare zi? Aproape în fiecare zi. Astăzi ați fost? Ieșiți aproape... cu mine pe teren? Aoleu, aveam alt program, dar eu pe dumneavoastră n-am cum să vă refuz. Unde vreți să mergem, doamne? Păi, la o școală. Mergem la o școală? Da, nu numai la o școală. Nu numai la o școală, acum v-am provocat. Îmi dați voie mie să fac un program scurt program. Așa? Faceți dumneavoastră programul, la sfârșit aleg și eu câteva locații, bine? Mi se pare corect. Deal. Haideți. Primul popas pe care îl fac alături de primarul Capitalei este centrul vechi, centrul istoric, un loc care în timpul zilei nu este foarte populat, dar noaptea este aici o distracție de nedescris. Domnule primar, vă place cum arată centrul vechi astăzi? Față de cum l-am găsit eu în 2005, mor după el, dar asta nu înseamnă că am terminat. Aici sunt de reparat, domnule, sunt de reparat. Case care au fost părăsite, au fost lăsate într-o... Iar unii le-au lăsat așa în nesimțire, considerând că o să-și facă ei blocuri pe aici de 5 etaje sau 5 etaje. De pildă, acea clădire, știți cumva cui aparține? Da. De ce arată așa, spre deosebire de celelalte care au fost reamenajate? Clădirea aia sunt 3 proprietari. Unul dintre proprietari a cumpărat drepturile litigioase și a lăsat-o să cadă, porțiunea lui. O parte este Arhiepiscopii Bucureștiului,
Da, este o parte foarte mică și avem și noi o parte, nici măcar o treime, un patrimoniu municipiului. I-am chemat pe toți, am stabilit planul de acțiune și ne apucăm să o facem cu păstrarea fațadei, monument istoric. În centrul vechi sunt, nu știu, câte clădiri cu bulină? 28, dar cea mai importantă este blocul care este pe Smârdan, la intersecția cu strada Sfântul Dimitru. Sunt multe, foarte multe familii. E trecut în program, avem banii la îndemână și ne apucăm să-l consolidăm. Mă întorc la Mirese. Și încet, încet au apărut unități din astea economice, au apărut baruri, cafenele și așa mai departe și acum mai sunt 4. Deci este o chestie de dezvoltare, că nu cumpăra toată lumea roche de mireasă mâine. Era o tradiție. Era o tradiție. Pălării pe vremuri cumpăram de ei aici, și făceam pantofi. La locul ei le-am făcut și zidurile, le-am făcut și toate astea și i-am rugat să rămână acolo, pe aia cu pălării și cu, în special, pălării de dam. Deși vă spun eu că poporul ăsta nu-i pregătit. Voi fetelor arătați foarte bine cu pălării și recunosc că sunt unele doamne chiar care arată deosebit. Îi bufnește râsul, nu sunt obișnuiți, asta e. La un cutremur de 7, să zicem, cât din București rămâne în picioare? Dumnezeu știe, nimeni nu știe să-mi dea răspunsul la întrebarea asta. Întrebarea este absolut pertinentă. Am o serie întreagă de studii, dar eu m-am restrâns și am mers pe ideea de a le consolida. Iar în centrul istoric, în mod special, dai reda farmecului. Și vă rog să credeți că în ultimul timp sunt super fericit, pentru că mi-au spus colegii mei chirurgi de la Viena că au și ei copii mari, 20 de ani, 20 ceva de ani, și spun, băi, ce se întâmplă acolo? Că ăștia pleacă vineri cu avionul, se întorc duminică seara. Se întâmplă de cât de bine și aveți încredere că nu se întâmplă lucruri de neîntâmplat. E mergem, într-adevăr, domn primar, să aveți curiozitatea odată, am să veniți fost, noaptea. Doamne, noapte. Eu cred că am fost în centrul istoric mai mult decât niciodată și decât în altă parte. Și credeți-mă că stau câteodată și mă bucur când văd că n-am loc să trec între ei. Nu am apăsat nici pe pedala super regulilor cu atâtea mese și astea. Dar încet, încet trebuie să obișnuiască și ei civilizat, că nu se poate altfel. Știți că se discuta la un moment dat să închidem terasele după ora... Nu, 10. Bine că s-a terminat niciodată povestea aceea, pentru că turiștii niciodată nu s-a pus problema asta. Așa este legea, doamne. Dar este în zonă unde există foarte multe locuințe, ceea ce nu e cazul aici. Și atunci am găsit o modalitate încât spre dimineață ei încă mai funcționează. De la 4 la 6 fac curat, aiurea. Nu fac altceva decât sigur să strângă, să asta. Aveți după idee care... câți turiști vin numai pentru distracția? Da, am avut curiozitatea și cu mâna pe suflet între 85.000 și 135.000 în fiecare seară. Ce credeți... Indiferent de zilele săptămânii, sâmbătă și duminică sunt mai mulți. Ce credeți că îi atrage aici? Atmosfera. Atmosfera. Fete frumoase, bere ieftină. Noi întotdeauna am avut cu ce să ne lăudăm, iar în special cu fetele ne-am lăudat întotdeauna pentru că așa e. Noi suntem neam toți de oameni frumoși și liniștiți la cap. Ne-au mai zmintit alții, dar restul... Vedeți aici în zonă și un cartier roșu ca la Amsterdam? Că veni vorba. Nu știu, dacă zic pe gură așa că da, o să-l supăr pe patriarh. Și nu vreau, că ei odată să supără și cine știe cum deschid cartea. Dar știți, domnul Prescu, că da, omologul dumneavoastră, Radu Mazăre, da, a afirmat sus și tare în fața camerei. E marea, e marea. Prostituție. Da, e marea acolo și sunt convins că Radu o să reușească, pentru că aici trebuie să te și pricepi. Când nu te pricepi... De organizat. Ăsta e Hanu Gavrovec. Ăsta e, hai de mână un puțin. Am avut la dispoziție posibilitatea financiară să o facem împreună cu guvernul norvegian. Una dintre directoarele noastre s-a ocupat în mod special și am luat un grant și am spus, doamne, e rușinos, la să zic alții, ne dau un grant pentru ca să refacem monumente istorice și noi stăm să ne uităm.
Și am venit și noi și am compensat restul de bani. Am dorit să facem aici un institut cultural municipal cu o diversificare de activități, cu expoziții, cu activități culturale. Și sunt convins că va semăna foarte tare cu Viena. Pentru mine Viena este modelul. Când tăiați panglica? Nu știu, să vedem undeva spre octombrie, noiembrie, dar conform contractului în ianuarie. Dacă am putea să ne ducem mai devreme, nu vreau să dăm nici rasol. Oamenii ăștia au lucrat aici jos pălăria, nu vreau să dăm rasol, nu vreau să terminăm. Mai bine mai întârziem o lună sau două, pentru că și așa lucrările s-au înscris în program și ce vedeți aici este, nu are ca timp de un an de zi. În mandatul noastră, domnul primar Oprescu, da, câți bani s-au băgat până acum în centrul? Păi erau aprobați, am găsit o aprobare de principiu a Consiliului de 23 de milioane de euro și până acum s-au cheltuit pe rețele, iluminat, canal, apă și electricitate, s-au cheltuit plus micile amenajări, ca să le spun așa, stradale, mobilierul urban, s-au cheltuit cam 11 milioane de euro. Cât mai intră? Până când ce? Părerea mea e că, părerea mea este că mergem către suma de 20 de milioane până la bulevard. Centrul vechi se întinde și dincolo de centrul istoric, se întinde și dincolo de bulevard. Și o să ne apucăm și pe ăla, dar să terminăm aici cât e de terminat. Amonarea. Se tot vorbește, ba pe la Palatul Cotroceni, ba pe la Palatul Victoria, despre băieții deștepți din energie. Există băieți deștepți și în administrația publică locală? Nu, există întreprinzători. Cuvântul ăsta a căzut în deriziune pentru că toată lumea când spunea de întreprinzător zâmbea și spunea nu, e manglitor, nu e întreprinzător. Domn primar, n-am scăpat. Mersi frumos. Toată viața mi-am dorit, dar mama nu mi-a cumpărat niciodată cască de asta. Corupție există, domn primar? E, ba bine că nu, dar există peste tot corupție. Problema nu este atât. Problema nu e, nu poți să o stârpești niciodată, pentru că asta face parte, probabil, dintr-o matrice din asta, la unii genetică, care de-abia așteaptă să fie stimulată și gena îi spune cuvântul. Poți însă să o controlezi în așa fel încât să ai un echilibru și să n-ai zone de evaziune și de asta. Ori atunci când toată lumea se repede și spune, domnule, ce e al tău e al meu și ce e al meu e tot al meu, nu facem absolut nimic, nu poți să mergi înainte absolut deloc. Da, sigur, și lupta asta se poate, cu corupția se poate desfășura în modul civilizat, așa, și după ce i-ai găsit în offside, i-ai pedepsit, i-ai condamnat și asta, da, atunci îl faci cunoscut pentru opropriu public și așa. Ori noi facem anchete și toate astea le facem la televizor și toată lumea își dă cu părerea și te scol de dimineață de 3 ani, de 4 ani de zile, vezi numai asta. 426 de percheziții, 7000 de nu știu ce, forțe din astea angajate. Nu știu dacă asta face cinste unei țări ca idee. Eu nu contez că lucrurile nu se întâmplă așa. Absolut. Și foarte da. Bine că se fac percheziții. Absolut. Și că se dar în momentul când judecătorul a dat cu ciocănelul și a pronunțat un lucru, de aici înainte poți într-adevăr să spui, uite domnule, ce am făcut noi pentru ca să nu mai fie așa. Vă place pe șantier? E cum Dumnezeu să nu-mi placă, dar face parte din viața mea. Îi prindeți și în offside? E, sigur că da, dar vorbim civilizat. Dar o sală polivalentă când vom avea? Știți că ne gândeam ne ducem atunci când România a participat? Acolo, în Parcul Iamanoliu, facem o sală polivalentă. Eu sper că la sfârșitul lui 2015 să fie gata. Cuprinde toate disciplinele, e olimpică și în același timp polivalentă pentru că e pregătită și pentru eveniment. Cine o plătește? De fapt, cine? Noi? Cine Dumnezeu să o plătească? Chestia cu promisiunile, doamne. Toți care au trecut la guvernare pe perioada mandatelor mele au zis așa, au procedat ca poporul ales de Dumnezeu. Când au zis că iau, au luat. Când au zis că dau, au zis.
Am înțeles. Cum vă e colaborarea cu guvernul actual? Doamnă, te aștept să văd sentimentele bune în ceea ce privește repunerea adevărului istoric în drepturile lui. Unirea Radetului cu Elcenu, ca să nu mai plătesc oamenii ăștia căldură. Foarte mult, dar nu mai am eu de unde să acopăr subvenția dacă lucrurile continuă așa. Ați și atunci zero factură la au admis un memorandum, sigur că au făcut un memorandum, aplic memorandumul ăsta, merge greu, să bagă toți politicienii. Habar n-aveam că o să calc pe un mușuroi de furnici, dar am căzut pe un mușuroi de furnici, dar m-am ferit câteva luni să nu sară să mă muște. Mă refer la ăștia cu producerea... Păi pe producătorii de energie și cumpărătorii. Pe foștii băieți deștepți, așa zic ăștia, că foștii. Eu știu, eu mai văd câte o figură pe care o cunosc, dar asta e cu totul altceva. Știți de ce vă duceam în discuție sala polivalentă? Când am participat la Eurovision anul acesta, toată lumea spunea, Doamne ferește, să câștigăm, pentru că vom fi nevoiți la anul să organizăm noi și nu aveam unde. E. Și nu aveam corect. Unde. E corect. Domn primar, cred că trebuie să lăsăm astea. Săruna, pupeci. Mulțumim. Pupeci. Mulțumim. Primarul Sorin Oprescu ne-a promis că ne aduce și la să vedem lucrările la un nou spital de copii. Când va fi gata, domnul primar? Că e într-o fază incipientă totuși. La sfârșitul anului viitor, eu cred că putem să-i dăm drumul, să deschidem ușa și să intrăm aici. Este unul dintre spitalele cele mai mari de copii. O să fie unul dintre cele mai mari de spitale. Se simțea nevoia unui spital de pediatrie pentru vârstele de la 0 ani până la 17-18 ani. Grigore Alexandrescu nu poate să mai facă face față. Asta vreau să vă întreb. Este cumva situat excentric și față de cartierele situate în sud. Și foarte mult face salvarea, chiar dacă, sigur, cu toată viteza ei, cu toate lucrurile care s-au ameliorat, până să ajungă acolo. Și atunci este bine plasat pentru ce înseamnă centrul orașului, dar spitalul ăsta în plus primește și calificarea prin oamenii care o să lucreze în el, primește și calificarea de chirurgie de înaltă tehnicitate. Bine, vorbesc, dar nu va deservi numai capitala. Nu, va deservi capitala și în principal cei aproape 275.000 de copii care sunt născuți, crescuți și trăiesc în sectorul 3 și o parte din sectorul 4. Domnule doctor, și nu vă spun întâmplător așa, medici mai avem? Da. Da, și sunt convins că este una din dovezile nu de bunăvoință, ci de necesitate să le arătăm cu toată sărăcia noastră, că suntem și noi în stare să le punem la dispoziție și după aia să le cer. Să le cer performanță, să le cer seriozitate, onestitate față de pacient. Dar trebuie să le și dai, ca să-i ții aici. Păi trebuie să le dai și să le arăți că putem și noi avea aceeași platformă de susținere profesională. Și atunci dreptate celor care pleacă în străinătate să câștige mai bine după ce s-au pregătit. Niciodată, doamnă, ani. nu poți să-l judeci pe unul când are de-a face cu viața lui. El hotărăște ceea ce este mai bine pentru el. E clar că este vorba de o migrare din asta economică, nu? Bun, dar sistemul sanitar din România e bolnav? Da, el e bolnav pentru că l-a îmbolnăvit categoria de finanțiști. Contabilii nu văd decât zerouri care le taie cu guma. Ei nu știu că în spatele zeroului se ascund adevărate drame. Drama că nu există medicamente oncologice, nu există medicamente generice necesare pentru oamenii ăștia. Și din cauza câtorva care doresc să-și mențină balanța, și poate sigur așa e normal să dorească să-și mențină balanța, dar nu pe viața oamenilor. Cât costă, puteți să-mi spuneți cât costă o viață? Nu puteți să-mi spuneți, doamne. După 38 ani de sală de operație, nici eu nu știu. Viața nu costă, doamne. Este ceva enorm. Și dacă poți să o păstrezi, o faci și o păstrezi. Mă uit la dumneavoastră și îmi dau seama că vă încearcă din nou dorul de sala de operație. E nostalgia, doamne. Eu am un mare respect pentru pediatrii, doamne.
Eu, ca doctor, mă descurcam greu cu unii dintre bolnavi. Dar aminte cu un copil. Să, da, aminte cu un găgălice care plânge, le în brațe, plânge, tace, începe iar să plânge, nu știi ce-l dă. Așa că eu am un mare respect pentru ei și sunt și eu mulțumit că în fața conștiinței mele sunt liniștit, că și aici și la Foișor și de ce nu poate după aceea și în altă parte să pot într-adevăr să ameliorez infrastructura asta. Doamnă, de 35 de ani, de 40 de ani nu s-a mai construit niciun spital în România. Nici un spital. S-au reparat, s-au ameliorat. Nu mai construim niciun spital. Să-mi spuneți, bine, n-a mai fost nevoie. Poate, nu știu. Dar știu un singur lucru. Că oamenii au devenit din ce în ce mai nemulțumiți de serviciile sanitare. Toată lumea se ripă acarul pe un pe doctor, doctorii și asistentele. Eu nu neg, doamnă, că sunt și oameni care au tulburări de caracter și tulburări de educație. Nu înseamnă că sunt toți așa, doamnă. Că nu sunt, să știți. Vă propun, domnul primar, pentru că toți suntem aici aproape. Suntem lângă stadion. Haideți la stadion. Arena Națională. Haideți la Arena Națională. Domnul primar, foarte bine arată Arena Națională, mai puțin problema cu gazonul, care s-a tot schimbat de câteva ori de când ați dat schimbă, arena. Domnul, probabil că la noi, noi îl folosim, acum sigur, chestia asta mă bucură, noi folosim și foarte, foarte mult. Dar, încă o dată vă spun, e normal să fie așa și sunt bucuros că se întâmplă asta, dar uite ce se întâmplă, dacă joci de două ori pe săptămână, s-a terminat. Și ăsta este tratat în toate țările, în toate în infrastructura sportivă, precum consumabil. Și nu avem bani să putem să-l schimbăm integral tot timpul. Și atunci îi facem reparațiile astea, mai reușite sau mai puțin nereușite. Instalația de udat merge, oamenii îl îngrijesc, dă de sub asta de încălzire făcută special. Iarna merge, dar sigur mai trebuie câteva anexe, mai trebuie lămpile acelea care produc fotosinteza, în special în perioada de iarnă, când nu este soare, ca să poți într-adevăr să stabilizezi firul de iarbă. Glumeam odată și am zis că am ajuns doctor în științe de iarbă, că nu-și dorește nimeni, sigur, să nu arate ireproșabil. Atenție, dar... atenție la limbaj cu doctor în iarbă. Păi da, și doctor în iarbă am ajuns să învăț cu firul de iarbă cum crește, la cât se fixează și așa mai departe. Cum e în alte țări, domnul primar? Păi în alte țări vă spun eu cum e. Îl schimbă de 3-4 ori pe an. Pe Wimbledon îl schimbă de 3-4 ori pe an. Au meciuri, câte două meciuri pe lună. Așa ca medie am făcut eu, nu? Dar sigur, astea nu sunt scuze, dar sunt realități. Cât costă toată povestea asta? Că totul se reduce la bani. Doamnă, în general, un schimbat de asta se urcă pe un 350.000 de euro. Sigur că reparațiile făcute cu grijă și făcute imediat, dacă nu ar fi repetitivitatea asta a meciurilor unul după altul, ar lăsa și iarba să respire și să... Bun, nu numai asta este, s-au organizat și evenimente. Până acum n-am avut incidente în sensul distrugerii gazonului pentru că el se protejează. Bine, dar asta e destinația Arenei Naționale. Păi dacă îi mai aud pe unii și domnule, trebuie făcută eficientă și faci, nu este de utilitate publică, domnule, în toate țările, statul susține treaba asta. Și atunci, sigur că administrația locală susține... Bun, am ajuns într-un echilibru acum, în așa fel încât să-l pregătim pentru toamna asta când o să jucăm cu ungurii și cu turcii, în așa fel încât să le creăm absolut condițiile de joc. Oricum, suntem mult mai... Ne-am învățat și noi, doamnă, ca fierarul cu scânteia, pentru după fiecare meci, vin băieții, intervin, încep. Sigur, nu putem să spunem că de fiecare dată e top, dar au fost și clipe când el a fost top. Domnul primar, în vreme de criză economică, românul își drămuiește banul până la ultimul leu și asta așteaptă oamenii și de la dumneavoastră, de la autoritățile publice, să cheltuiască asta cu cap fiecare bănuț. Riscă primăria, că am ajuns în punctul acesta, să îi dea 200 de milioane de euro unui om de afaceri din cauza unui vot politic al consilierilor. Și atunci, cine-i de vină? Cine trebuie să plătească? Consilierii sau bucureștenii? Istoria apropiată, doamnă, pentru că acolo s-au făcut o serie întreagă de nereguli. Să înțeleagă telespectatorii, ne referim la schimbul de teren cu cartierul francez. Da,
cu parcul Bordei, când s-au legat cu lanțuri de parcul Bordei și nu știu ce. Bun, s-au reglementat din punct de vedere instituțional. El avea acolo o hotărâre de pe vremea lui Videanu care spunea că trebuie să-i dăm un puz. Să-i dăm un puz cu ceea ce dorea dânsul la vremea respectivă. Consiliul PDL de la vremea respectivă nu a vrut să voteze. Doamnă, sarcina mea este de a admite să așez pe ordinea de zi și am făcut-o de 4 ori. De bun, moment ce a fost refuzat. Da, doamnă, pentru că hotărârile politice primează în fața hotărârilor și pălesc în fața hotărârilor administrative. Și atunci se întâmplă acest lucru. Este, cea mai bună dovadă și după aia plătește acară pe urmă. Da, eu bucureștean nu vreau să asta le-am spus și eu, iar dacă va fi cazul de plată, vă rog să credeți că mă întorc împotriva, iau în garanție fostul Consiliu de atunci și să-și plătească fiecare ceea ce au hotărât sau, mai bine zis, n-au hotărât la momentul potrivit. Există o lege pe care trebuie să o respecti în țara asta, nu poți să-i dai cu piciorul, dar nici să încarci o administrație locală cu tâmpenii făcute de-a lungul timpului. Pentru că asta s-a întâmplat. Am auzit în spațiul public tot soiul de declarații. Să plătească Videanu, să plătească Băsescu. Nu, o să plătească bucureșteanul. O să plătească tot. Nu, o să plătească probabil toți care au greșit. Dar vă spun, sumele sunt... Nu am eu de gând să comentez hotărârile judecătorești. Dar eu văd cu câtă larghețe să dau o serie întreagă de penalități. Penalități care nu vin din greșeala ta, din greșeala ta ca administrație. Penalități care vin din cauza subfinanțării, din faptul că ești într-o criză, că nu se strâng la timp dările și mai mult decât atâta, partea de evaziune pe care o vede toată lumea de dimineață până seara la televizor și care face să nu se încaseze la bugetul primăriei atât cât trebuie să se încaseze. Și penalități, domnule primar, care de multe ori depășesc cuantumul datoriilor. Da, doamne, că pentru că în primărie opui unor avocați cu experiență și asta, opui niște consilieri juridici care nu au experiența judiciară, ca să-i spun, expertiza, și nu faci altceva decât să te trezești penalizat de judecător cu o serie întreagă de lucruri care nu țin de voința și de puterea ta. Avocați pe care tot noi bucureștenii îi plătim până la urmă. Avocați pe care îi plătesc cei care cer aceste despăgubiri. O și nu să-mi ceară despăgubiri după vremea lui Mihai Viteazu și al lui Ștefan cel Mare. Nu. Dar încercați o înțelegere cu oamenii de afaceri? În astfel de condiții? Da, doamnă, în multe cazuri am negociat. Renunță tu la penalități și îți dai ție datoria. Am negociat, doamnă, mi se întâmplă acum. Străzile făcute de Vanghele în urmă cu 5 ani de zile, în anul 2009, au trecut la Consiliu, pentru că el nu le-a plătit. Și am început să le plătim noi, încet, încet. Ei au venit toți și au început să-mi ceară penalități. Și am intrat în proces acum, pentru că contractul făcut la vremea respectivă cu primarul sectorului 5 nu prevedeau aceste penalități. Deci, cam câte procese are Primăria Capitalei în acest moment? Nu, în momentul ăsta sunt pe rol aproape 900 de procese. Și majoritatea sunt de despăgubiri. Și, bineînțeles, pe legea 10. Pe legea 10, retrocedările care trebuie pierde să... Pierde primăria și bună de plată mulți... fără nu vina noastră neapărat. Pierde. Nu întotdeauna pierde, dar de cele mai multe ori da, pentru că toată lumea are impresia că la administrația locală e un sac fără fund. Poate să plătească orice. Uită toată lumea că banii ăia vin tot de la noi, cei care plătim taxele și impozite. Sigur că da, și să nu uite că majoritatea taxelor și impozitelor se duc la sectoare. Este momentul 2003, când primul ministru de atunci, Năstase, se ceartă cu primarul general al Capitalei, cu Băsescu, și nu face altceva decât să ia toate aceste taxe și să spolieze bugetul. Doamnă, am ajuns din cei aproape 1 miliard de euro, cât este bugetul primăriei generale, să plătesc 250 de milioane de euro RATB-ul, subvenția biletelor, și să plătesc 250 de milioane încălzirea, doamnă, compensarea. Cetățenii nu plătesc decât 170 de lei gigacaloria.
Ea costă 350. Pentru asta mă lupt, doamnă, să termin odată și cu derbedismele și că nu știu cum să le numesc altfel, ale producătorului de energie și unirea cu Elcenu ca să sting niște datorii pe care eu le-am moștenit, doamnă. Eu le-am moștenit, în schimb trebuie să le plătesc. E bun, plătesc ceea ce este în regulă, cu acte în regulă. Restul să știți că nu vă prinde prea bine povestea asta cu greaua moștenire. O folosesc când de ajuns guvernanții. Greaua moștenire este vorba pur și simplu de bani, de sute de, și milioane de euro. Nu e vorba de greaua. Aici este concret. Ai o hotărâre judecătorească irevocabilă și asta trebuie să plătești. Ai ce să faci? Și dacă eu le-am moștenit pe astea, ce să fac cu ele? Să nu, nici măcar n-am voie să spun, dar bă, bucureștenilor, pentru că pe mine vine să mă verifice și nu vreau să strivesc cariciu cu fundul meu. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor bufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetă, care este bun și delicios. Mie una n-a câștigat încredere. Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Domnul primar, e cald și bine în București. Cald și bine și veșnica, spun veșnica cale a Buzeștiului, nu? Unde am stat 2 ani și jumătate ca să putem să mutăm hala, să luăm hala și să putem să o mutăm. În sfârșit am demontat-o și o remontăm pe locul pe care am să ți-l arăt acum. Am încercat să terminăm în iulie, în păcate, în schimb, au fost ploile astea și ăștia când plouă afară, constructorul lucrează mai puțin, dar eu sper ca spre sfârșitul verii să circule pe aici. Buzești Berzi o să fie o alternativă la Calea Victoriei. Domn primar, da. Va fi vreodată termenul de finalizare, termen de finalizare? Să știți că de fiecare dată s-a întârziat, mici, din N motive. Lucrări mai mici, pentru lucrări mai mici l-au respectat. Pentru lucrări mari, încep discuțiile interplanetare în felul următor. Dom'le, trebuie să deviem o țeavă. Băi, dar voi n-ați știut că acolo este o țeavă? Nu, n-am știut. Și atunci încercăm să reparăm toate greșelile trecutului. Nu o să pot eu să le repar pe toate, dar sunt convins că măcar am început. Și am să mă explic. În 1991-92, toate planurile de rețele ale capitalei, a apărut o firmă care vindea primăriei aceste planuri în subsoluri, de subsol. Unde au fost planurile alea, cine le-a ținut, cine le-a arhivat, habar n-am. De aici se vede foarte bine Buzeștiul. Se vede foarte bine Buzeștiul, să lucrează pe el destul de intens, zic eu, pentru că i-am mai băgat pe băieții ăștia în viteză. Este intersecția cu Vulcănescu, o să dăm drumul și la tramvai, strada, vedeți ce ampriză are, deci nu o să mai fie niciun fel de problemă și cel puțin până jos la Vasile Pârvan și la Dâmbovița vom putea parcurge 15-17 minute drumul venind din nord. După care vom începe partea a doua a bulevardului ăsta, dar numai când el va fi gata, vom începe partea a doua și trecem pe sub Parlamentul României, la propriu, nu la figura, pe dedesubt, și ieșim undeva la Uranus, pe strada Uranus, în dreptul florăriei lui Bambina, la Coșbuc, acolo. Era disperată Bambina, spun asta pentru simplu motiv că a fost una dintre pacientele mele, uite că a și scăpat, și mă întreba, ce faci primarul, ne dărâm, ne iei de aici? Nu, dragă, nu vă iau de aici, dar o să amenajăm fosta piață. Domn primar, apropo de Bambina pe care o nominalizați noastră la această asta emisiune. Asta e șepa florilor în București. Credeți că
bucureștenii vă aplaudă sau vă adresează și vorbe de ocară? Că dacă ne uităm pe harta capitalei, sunt multe puncte în construcție, e așa un mare șantier. Nu întâmplător am spus-o și îi anunț din timp și o fac din respect pentru ei. Eu știu că toate lucrările astea îi scot de vinț, dar vreau să mă înțeleagă un lucru. Am promis ceva. Am spus că le fac altă viață. Ce fel de viață? Bună. Ca să pot să ajung la o viață bună și liniștită și, normal, și normală, încerc și eu să fac tot ce s-a promis 23 de ani. Știți ce ați mai promis? Autostradă suspendată. Ați renunțat la idee? Nu, am început să o fac pe bucăți, dar nu mai spuneți la nimeni, pentru că am ajuns la concluzia că numai nebunii spun ce au de gând să facă. La un moment dat, acum 5 ani de zile când am început, anunțam și spuneam, mă apuc de Buzești, Berzei Buzești. În momentul ăla apărea o asociație, Salvați Piața Matache. A doua zi anunțam că doresc să mă apuc la Piața Charles de Gaulle sau să repar Tudor Vladimirescu. Salvați Tudor Vladimirescu. Dom'le, ajunsează-mi dimineața să mă uit în oglindă și să nu vezi, dom'le, zic, am ajuns un monstru, dom'le, le dărâm pe toate. Nu, este vorba de curajul de a începe și de a termina ceva. Și vă rog, fiți convinsă că cel de-al doilea mandat mi-l închei cu lucrări făcute, cu lucrări folosite de bucureșteni, lucrări pe care le așteaptă de ani și ani de zile, sigur că nu se pot face decât cu deranj. Un deranj temporar. Ați ajuns prilej de ironie pentru Traian Băsescu cu autostrada suspendată, domn primar. Da, prilej de ironie. Când stai în cur pe scaun, sigur că ți se pare că și vezi că altul stă pe asfalt și cu picioarele în noroi și face, nu este chiar convenabil, așa că te mai ai peste picior. Pe mine bunicul m-a învățat un lucru. Auzi, bă, când vrei într-adevăr să-l iei pe unul peste picior, încep cu tine. Și după ce ai terminat cu tine, spun eu că ai liber să o faci. Mi-am văzut de treaba mea, am ascultat o mulțime de oameni, mi-am văzut de treaba mea pentru că știu că nu greșesc. Și nu greșesc din cauza că discut și mă consult cu specialiști. Nu am făcut un pas în infrastructura stradală, în reparație, în consolidări și astea până nu am coagulat lângă mine pe specialiști. Ăia știu de 10 ori mai bine ca tine și iată că m-au sfătuit de bine, nu m-au sfătuit de rău. Domn primar, văd acolo ceva. Da, e un cățel simpatic care sunt chiar curios dacă are pe crotal, pe n-are crotal, înseamnă că este de-al zonei. Că e simpatic, nu da. Cred că neagă nimeni. Am început să-i adun, doamna. Am început să-i adun. Pentru fiecare candidat la primăria capitalei, diminuarea numărului câinilor vagabonți a reprezentat cumva o provocare electorală. A fost trecută în programul electoral al fiecărui primar. Și toată lumea a vorbit de cum ne apucăm să facem adăposturi pentru ei și asta n-a făcut-o nimeni. Eu m-am apucat și am făcut-o. Cu persoasiunea efectivă pe teren, am reușit să începem să-i adunăm. Ne-am dus în jurul școlilor lunile care au trecut, ne-am dus în jurul complexelor, i-am înjumătățit ca număr, sunt pensionare acolo, nu i-am înjumătățit altfel, i-am dus în adăpost, sunt spălați, sunt coafați, pot fi văzuți pe internet, ca să nu existe niciun fel de discuție că s-ar putea întâmpla ceva. Legea îmi permite să dau cățelul în custodie, ca să zic așa, în îngrijire. Au reușit să trec prin Consiliu, 3 hotărâri de Consiliu care stabilizează toată această nebunie, că a ajuns o nebunie. Unii să-i lăsăm pe stradă, alții să-i aducem înapoi, alții să... Bun, în așa fel încât eu vă garantez că în anii ăștia care vin, bucureștenii o să uite de căței care umblă pe stradă și mai ales de haite. Un orizont de timp, domn primar, în 2016 nu mai avem un an. În 2016 nu veți mai vedea câini pe stradă și, ce important, nu haite care să organizeze și să-i muște pe copii, pe adulți sau în special noaptea,
chiar și în zonele periferice. Acum 4-5 zile nu s-a circulat niciodată, da? A decopertat, că se vede semnul, da? Pus iar normală. Da? Da. Aici unde mergeți pe Cismigiu, da, tot așa, la același lucru. A pus asfalt acum o jumătate de an, acum sunt vreo 30-40 de grup. A pus asfalt subțire deasupra, ca da, să poată să circule pe intersecție, că am oprit circulația, da, de acolo cu tot. Și acum nu fac altceva decât structura strâsă. Da, sunteți foarte drăguți, dar ar putea să-mi dați și mie, că m-au firmat eu și ceva. Da. Știrile continuă pe rtv.net. Pentru că nu mai vrei cu de toate, doar cu ce trebuie. Ai gustul unic de crispy în cele mai reușite combinații. Încearcă noua colecție de Twister de la KFC, Classic, Deluxe și Fresco, de la 9,9 lei. KFC, that's so good. Ești un scafandru în adâncurile oceanului. Ai rămas prins între stânci. Ai rămas fără oxigen și te întrebi dacă vei reuși. Așa te-ai simțit la primul tău sărut. Lucrurile bune sunt mai aproape decât crezi. Cu noile abonamente Vodafone Smart ai beneficii nelimitate și smartphone inclus de la doar 10 euro pe lună. Vodafone. Manualul bărbatului modern. Pielea sub brațului poate fi afectată. Dacă nu e îngrijită corespunzător, se recomandă folosirea deodorantului antiperspirant Dove Men Plus Care. Este eficient împotriva transpirației și protejează pielea datorită tehnologiei cu o pătrime agenți de hidratare. Dove Men Plus Care. Puternic împotriva transpirației și prieten cu pielea. În plus, stratul exterior al bărbatului poate fi protejat cu gelul de duș Dove Men Plus Care. Aroma condimentelor se păstrează mai bine când sunt sigilate. Așa că am găsit o metodă genială de a găti pui la tigaie. Un mix de bucăți mari de ierburi aromate și punguțe de hârtie pentru a păstra aroma desăvârșită. Cel mai bun pui la tigaie pe care l-am mâncat vreodată. Noul Knorr pui la tigaie cu punguțe de hârtie pentru gătit. Vino la Flanco pentru oferte ultra all-inclusiv. Primești 10% reducere pe loc la toată gama de mașini de spălat Hotpoint. Doar la Flanco găsești mașina de spălat Hotpoint capacitate 6 kg la cel mai bun preț, 1259 de lei. Flanco, mereu peste așteptări. Hei, norocosule! În Poiana Ciuca se întâmplă lucruri interesante pentru tine. Apropie-te! E timpul să descoperi magia din sticlele de bere Ciucaș. Pune mâna pe un Ciucaș rece și caută sub capac. Dacă ai noroc, te-ai făcut cu una din cele 10 noua Dacia Logan sau cu unul din cele 100.000 de baxuri de bere. Armonie, tată! De peste 100 de ani, aici, în țara Bârsei, 2700 de fermieri, români, maghiari și germani, fac ca pământul să rodească sfeclă de zahăr. Noi, cu pricepere și respect pentru tine, o transformăm într-un zahăr curat și cristalin. Așa, ca viața să fie mereu mai dulce. Fabrica de zahăr Bod. Nimeni nu reușise să curețe oala castelului, până când un cavaler misterios aduse o sticlă de cifcrin. Milioanele de microparticule din cifcrin au curățat arsura și toată murdăria dificilă din castel. Apoi cavalerul a devenit regina regatului. Curăță ceea ce pare imposibil de curățat. Cifcrin, întotdeauna un final frumos. Când petele frecvente își fac apariția, folosește Chief Spray pentru bucătărie, pentru a le îndepărta ușor. Chief Spray, curățenia zilnică e ușoară. Întotdeauna mi-am dorit să înțeleg femeia. Am întâlnit femei frumoase, femei haioase, femei în trend, femei pe lângă trend, femei intelectuale, femei alergătoare. Dar pe toate am reușit să le cunosc mai bine la un pahar de vin care le place. Un vin alb, sec, unctuos, cu buchet floral ușor vanilat. Chardonnay Domeniile Sâmburești, un vin care înțelege femeile. Profi, acum zahăr coronița la 3,89 lei kilogramul și struguri albi la 6,49 lei kilogramul. Doar la Profi. Te bucuri de noul design, de tehnologie, de fiabilitate.
și prin programul Rabla te bucuri de un preț imbatabil de la 5.200 euro și de alte oferte speciale pentru noua Dacia Logan. Limonadă, dar cooler, Ursus Cooler. Răcorește-te și cu varianta Ursus Cooler fără alcool. Prinde super reduceri la Altex. Plătești cu până la 1000 de lei mai puțin la televizoarele LG 3D Smart cu diagonala de peste 106 cm. Spre exemplu, plătești cu 500 de lei mai puțin pentru Smart TV LED 3D LG 42LA 640S cu diagonala de 106 cm, doar 2899,9 lei. În plus, primești un pachet cu 4 ochelari 3D. Din 25 iulie, un nou magazin Altex în Constanța. Cora Brătianu. Life's good. Altex, cel mai mic preț din România. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor pufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetă, care este bun și delicios. E una în a câștigat încredere. Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. M-ați întrebat de Dâmbovița. Dâmbovița, am trecut la refacerea malurilor anul trecut. Am reușit să regularizăm puțin și să reparăm gardurile. Am aproape că ne apropiem de sfârșit segmentul de la Lacul Morii și până la Timpuri Noi. Urmează faza a doua de la Timpuri Noi până la Glina. Luminile am avut ambiția să le văd arzând seara. Se mai fură garduri? Arată foarte... Da, dar nu în zona asta, în zona periferică. Am încercat noi ceva, dar acum avem un sistem pe care sper să putem să-l experimentăm, însă să fie și eficient, pentru că în zona Timpuri Noi Glina mi-au dispărut aproape 200 de panouri din astea de gard. Și vedeți că nu este un bine, gard... Bine, domn primar, aici da. E și vina celor de la fier vechi care primesc așa ceva. E clar de unde provin. E adevărat, pentru că ei se duc și la capacele de canale. Dar aici este și vina ălora care reabilitează. Și am să dau un exemplu care mă râcâie pe suflet. Acum 5 ani de zile... Am găsit un producător de capace de canal străin, cu un preț acceptabil, care erau făcute din compozit, din plastic. Vă dau cuvântul meu de onoare că după 5 ani de zile nu am reușit să impun peste tot aceste capace de, pentru a nu mai fi furate, pentru că ele erau făcute din fontă. Și într-adevăr, probabil că chestiunea asta îi stimulează pe zăpăuci ăștia cu 3 neuroni în cap. Domnul primar, ați fost la Paris, ați fost la Roma. Fost. Fiecare capitală europeană are câte o apă care traversează. Absolut. E păcat, o avem și noi să nu fie amenajată. Și n-a fost pus în valoare. N-a fost pus în valoare și îndrăzniu să spun de câteva zeci de ani. Asta și încerc, ba mai mult decât atâta, am o surpriză, sper că plăcută pentru bucureșteni, în zona bibliotecii, unde amenajăm un apă. Amenajăm un loazir din ăsta care sper eu să le facă plăcere, mai ales în zilele călduroase. Deci și asta o facem săptămânile astea, nu povești și nu peste 100 de ani. Vom ajunge vreodată să ne plimbăm cu barca pe Dâmbovița? Pe anumite porțiuni acolo unde se poate, pentru că la noi dacă nu pune ștampila responsabilul, mă refer la apele române, nu poți. Și sunt zone care într-adevăr nu poți. Da, o să ajung cel puțin în față la primărie, lângă blocurile studențești, o să ajung să pot să fac. O salvare!
Asta înseamnă că orașul trăiește și cineva are grijă și de cei aflați în nevoie. Acolo e spitalul universitar, acolo e. Da, ați observat că e sigur că mi-e dor, cum Dumnezeu să nu-mi fie dor, dar când sunt gata o mulțime de lucruri de genul ăsta care fac viața mai ușoară și mai bună a concetățenilor, parcă te bucuri mai mult că ai ieșit din spital și ai trecut pe stradă ca să poți să faci ceva, să poți să... Cred, domnul primar, că m-a spăcălit un pic, m-ați adus-o într-o zonă unde e foarte curată Dâmbovița. Nu, eu îndrăznesc, să vă spun că până aproape de ieșirea din București este curat. Le-am luat și bărți, am și îmbrăcat, le-am luat și plase și o să râdeți. Mai și muncesc băieții ăștia care întrețin râu ca să nu mai vedeți plutind o serie întreagă de peturi și de... Că asta e chestiune de civilizație. Aici e mai greu pentru neamul ăsta, că facem parte cu toții din același neam și mai sunt unii care sunt zăpăuci. Am văzut împreună, deplasându-ne cu mașina către acest loc, bicicliști. Vreau să atingem aici această problemă. Da. Eu mi-am scos ceva date. Rata cu care bucureștenii merg cu bicicleta la muncă este de doar 0,7, comparativ cu 59,5 frică, în Copenhaga, câini, 45 în Amsterdam. Le e frică de câini și nici nu sunt amenajate. Noi ne-am grăbit în anii 2005, 2006, 2007, era intrarea în Uniunea Europeană, trebuia să corespundem din punct de... Bun, am luat foarte în serios lucrul ăsta, am un grup de lucruri la mine pentru că mi-au cerut... Băi, te rog frumos, cu grijă, da, fă în așa... Televiziunea se face cu sacrificii, domnul primar. Eu știu, dar nu vreau să sar după el, să... M-am dus la Copenhaga, am stat 3 zile, l-am rugat pe primar, domnule, în primul rând vreau să văd pistele de bicicletă. Uitați, domn primar, pe unde merg ele cu bicicleta. Sunt, da, ele sunt organizate așa, trotuarul, puțin mai îngust, pista de bicicletă, accesibilă și acceptabilă, și după aceea drumul, calea rutieră. Deci îmi cer căpetenile bicicliștilor, căpetenile morale, îmi cer să... desenez pe asfalt și să fac o dungă separată pentru ei. Nu suntem în stadiu în care să fiu convins că disciplina șoferului și disciplina biciclistului nu produce accident. Și pentru că nu vreau să mi se întâmple și am spus-o odată, probabil că cinic, probabil că unii s-au supărat, nu vreau să stau să număr răniții, vreau într-adevăr să pot să le ofer acest lucru. Tot ceea ce ați văzut mai devreme puțin, berzei, după aceea în continuare Uranus și astea vor avea piste de bicicletă. Iar pistele de bicicletă vor fi exact pe lângă malurile Dâmboviței, cât ține Dâmbovița, adică până la intrarea și ieșirea din București. Să sperăm, domn primar, că nu vor mai trece prin stația de autobuz, prin parcări amenajate, că au fost un câteva prost făcute. Vă spuneam acum câteva secunde că ne-am grăbit așa de tare în 2006, în 2007, încât trebuia să corespundem și la capitol piste de bicicletă. Și atunci ai surpriza să găsești un pom în mijloc. După aceea au mai venit și băieții ăștia de la sectoare și au mai pus și în câte o stație, câte o din asta, și atunci toate au căzut în deviziune. Ăsta e adevăr. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, ne-a fost astăzi ghid prin București. Noi ne întoarcem în studio, rămâneți alături de România TV. Știrile continuă pe rtv.net. La Roșia Montană căutăm 1000 de oameni potriviți pentru dezvoltarea proiectului minier. Odată cu pornirea uneia dintre cele mai moderne mine din Uniunea Europeană, vom aduce României mii de locuri de muncă și beneficii economice.